și al Fiului și al Sfântului. Amin. Preghistrați și scumpe surori, din toată inima ne bucurăm că în seara aceasta, prin Harul lui Dumnezeu, putem să fim împreună un ceas aici, în casa de adunare de la Ighel. Și o bucurie deosebită. V-am urmărit ani de zile pe internet. Vă știu pe fiecare după față, așa frățiile voastre, poate nu mă știți, spune că vă știu pe frățiile voastre, că de câte ori era o adunare transmisă de frații, pe un post sau altul, vedeam acolo pur și mă uitam și parcă zic, Doamne, cum o veni ziua să pot să ajung și vreodată în mijlocul fraților. Și iată că Domnul a rânduit o seară, nu o zi. Mă leagă o amintire deosebită de aici, de el, de fratele Grigor, bătrânul, care cu ani de zile, poate 15 ani, dacă nu mai bine, ne întâlneam pe la Hunedoara și așa o dragoste, așa o statornicie, așa o frumusețe sufletească pe care o vedeam în vorbirea dânsului, în trăirea dânsului, în ceea ce vedeam în fratele Grigor. Și am spus, fericită este adunarea aceea care are astfel de frați lucrători, care are astfel de mărturisitori ai Cuvântului lui Dumnezeu. Nu este o întâmplare că noi suntem aici în oastea Domnului. Nu este o întâmplare că Dumnezeu ne-a chemat și pe noi să facem parte din această lucrare dumnezeiască. Lucrare pe care Părintele Iosif Trifa, omului Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, spune că acest program al oastei Domnului l-a găsit pe de-a întregul la dumnezeiescul Apostol Pavel. Și care este programul oastei Domnului? Îl spune Apostolul Pavel clar răspicat să-l înțeleagă oricine în capitolul 2, 1 Corinteni. Că nu vreau să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus și pe El răstignit. Și asta este dorința noastră și aceasta a fost bucuria noastră că atunci când ne-am întors la pe calea mântuirii în lucrarea oastei Domnului, că noi ne-am întâlnit cu Domnul Iisus. Că noi am putut să-L cunoaștem pe Domnul Iisus și am putut să fim cunoscuți de către Domnul Iisus fiecare dintre noi. Și nu e puțin lucru în lumea aceasta. Faptul că Dumnezeu ne-a chemat, faptul că Dumnezeu ne-a deschis ochii o clipă mai devreme față de ceilalți oameni care încă n-au ajuns să-L cunoască pe Domnul, este un har în plus pentru noi. Și harul acesta lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel când îi scrie ucenicului său Tit în capitolul 2, harul lui Dumnezeu ne poruncește. Harul lui Dumnezeu ne îndatorează. Prin faptul că Dumnezeu ne-a chemat să fim părtași la lucrarea Lui de mântuire, ne-a făcut așa cum spune Apostolul Pavel Corintenilor, împreună lucrători cu Dumnezeu, asta ne îndatorează pe fiecare dintre noi. Nu este o pricină de înălțare, de mândrie, de îngânfare că Dumnezeu ne-a chemat să fim la oastea Domnului, ci este o mare datorie și o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Părintele Iosif, omului Dumnezeu, stătea cutremurat înaintea lui Dumnezeu pentru oastea Domnului. Se cutremura ce va face cu lucrarea lui Dumnezeu. Unde va duce sufletele care au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus. Și dacă Domnul ne-a trezit și pe noi din adormirea aceasta a păcatului, avem o mare datorie și o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a trimis să fim o lumină. Dumnezeu ne-a trimis prin oastea Domnului să fim o mărturie. Noi, așa cum spune scumpul nostru frate, fratele Traian Dors, noi nu suntem și nu trebuie să devenim niște predicatori ai Cuvântului. Pentru că lumea e plină de predicatori. S-a săturat lumea de predici. S-a săturat lumea de vorbe goale. S-a săturat lumea de oameni care una spun și alta fac. Oamenii, cel puțin ceea ce pe mine m-a întors la Dumnezeu în lucrarea oastei Domnului, a fost faptul că am văzut altceva decât ceea ce este în lumea aceasta. Cel puțin în vremea aceea când am cunoscut oastea. Și erau alte principii, alte traiectorii, alte gânduri, alte stări, alte fapte care le-am văzut în viața celor care au venit în lucrarea oastei Domnului. De aceea vedeți că noi nu trebuie să căutăm să avem în mijlocul nostru oameni care să predice și oameni care să fie mărturii vii. Vă spuneam de fratele Grigor, poate că ceea ce m-a, știu eu, m-a impresionat cel mai mult și m-a făcut să văd în oamenii lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu este viața lor. Pentru că să știți ce ne face pe noi deosebiți față de ceilalți oameni. Viața noastră, nu? Asta ne face pe noi deosebiți. Cum trăim noi în lumea aceasta? Ce mărturie suntem noi pentru Domnul Iisus în lumea aceasta? Că, până la urmă, nu ce vorbim noi este valabil, ci ceea ce trăim noi. Că dacă spunea un părinte al pustiei,
Zice, să taci tu să vorbească faptele tale. Ori la oastea Domnului, asta suntem chemați. Faptele noastre, că așa spune Mântuitorul în Evanghelia Sfântului Matei, că așa să lumineze faptele voastre înaintea oamenilor. Viața noastră curată, frumoasă, trăită în ascultare de Dumnezeu, trăită cât putem după Cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu este desăvârșit în lumea aceasta. Nimeni nu poate să spună că am ajuns la sfințenie. Vedeți, noi am, poate a devenit așa o sintagmă goală pentru noi, o strașe, să spun, suntem pocăiți. Dar nu există pocăiți, să știți. Nu există așa ceva în lume. Om pocăit nu există. Suntem pe calea pocăinței, spunea și Părintele, și am vorbit, și așa este. Pocăit cu adevărat nu este nimeni decât cum vom ajunge cu adevărat să pășim pe străzile de aur ale Împărăției lui Dumnezeu. Deocamdată am plecat pe calea aceasta a mântuirii. Aș vrea să nu lungesc cuvântul, e târziu, e oboseală. Suntem așa, mai poate, într-o intimitate aici cu toții. Doar un cuvânt al Sfântului Pavel din a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 16 și 17. Zice, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Hristosul în felul lumii. Poate că și noi până să venim la oastea Domnului am cunoscut pe Hristos în felul lumii. Care este Hristosul lumii și care este Hristosul cel viu și adevărat? Spune Apostolul Pavel lui Timotei, în a doua Timotei, capitolul 2, supere ca un bun ostaș al lui Hristos Iisus. Deci un ostaș nu se mai încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Eu am bucat vremea când noi preoții făceam, și mă iertați că sunt îmbrăcat civil, nu sunt cu uniforma noastră preoțească, când făceam și armata, până în 89. Și când m-a recrutat să mă duc la unitatea la care am fost repartizat, primul lucru care l-a făcut, m-a dus într-o cameră și începând de la firul de păr până la unghia degetului, totul s-a schimbat. Toată îmbrăcămintea, tot. Mi-a dat toată îmbrăcămintea. Și cei care am dat armata știm cu mine. Din momentul acela mi s-a spus că eu trebuie să uit limbajul meu. Că n-am voie să mai spun, vă rog frumos, te rog, ordonați, am înțeles, să trăiți. Ăsta era limbajul cu care, cazon cu care ne obișnuise armata. Și o știm cu toții care am trecut prin unitățile militare. Acum ne întoarcem privirile către lucrarea care ne-a chemat pe noi Dumnezeu. Ne-a chemat din lume de la Hristosul lumii. Când slujeam Hristosului lumii, aveam vorbele lumii, nu? Vorbeam în felul lumii. Cum? Cu înjurături, cu vorbe urâte, cu gânduri murdare, cu apucături murdare. Și ne îngăduia Hristosul lumii. Nimeni, cum spune fratele Traian, cât păcatul m-a purtat 15 Doamne. Și înșiră fratele Traian acolo toate stările acelea nenorocite, până când ajunge să spună, dar când a chemat Domnul și a făcut Domnul lucrarea în viața dânsului. Vedeți, Hristosul lumii te lasă cu de toate. Hristosul lumii te lasă să trăiești cu păcatul la oaltă și spune, dar lasă că nu-i mare păcat, că și dacă mai tragi un pahar, și dacă mai mergi la o nuntă, și dacă mai faci și știu eu și alte lucruri, că doar suntem oameni și le auzim șoaptele Hristosului lumii pe lână și în biserică. Că așa spun, dar lasă că nu sunteți sfinți, dar ce credeți că voi dacă v-ați luat la oastea Domnului sunteți sfinți? Nu suntem sfinți, nici pe departe. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a deschis ochii să vedem spre ce nenorocire ne îndreptam dacă nu se îndura Domnul Iisus de noi și dacă nu ne scăpa de acolo. Hristosul lumii întotdeauna nu se atinge de păcat. Predica Hristosului lumii, știți care este? O predică care nu se atinge de păcat. Aia e cea mai plăcută predică pentru lume. Să nu te atingi de păcat. Să nu spui păcatului păcat și neprihăniri. Și să amesteci, cum spune prorocul Isaia, să spui bine lui rău, rău lui bine, dulce lui amar, amar lui dulce. Să faci o amestecătură, o simbioză așa, din care să nu mai înțeleagă nimic. Și vedeți, Hristosul lumii așa predică. Nu se atinge de păcat. Te lasă acolo, uite, te duci și te mărturisești. Zice, bun, ai făcut, hai, lasă, nu-i mie, fă putare și ești iertat. Păi dacă ar fi așa simplu mântuirea, ar fi toată lumea aici la mântuire, dar nu e așa de simplu. Că la mântuire, vedeți, de ce spune Apostolul Pavel? Că nu mai se încurcă cu treburile lumii. Trei lucruri le arată Dumnezeu cu Apostolul Ioan. În 1 Ioan zice, nu iubiți lumea, nici bunurile ei. Cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este. Și lumea este. Și știți, acum, cele trei lucruri, pofta ochilor, pofta trupului și lăutărășenia vieții. Cine are lucrurile acestea nu este din Dumnezeu. Și dragostea Tatălui nu rămâne în el. Acum, vedeți, Hristosul lumii nu se atinge de lucrurile astea. Hristos, în felul, poate cei mai mulți dintre noi am cunoscut și noi pe Hristos în felul lumii, care nu ne obliga la nimic.
Dar când Dumnezeu s-a îndurat prin Harul Lui să ne deschidă ochii, să cunoaștem pe Domnul Iisus și unde L-am cunoscut. Vedeți, noi, toți care suntem în oastea Domnului, poate nu ne-am văzut față către față. Dar vă asigur că odată ne-am întâlnit cu toți. Și știți când ne-am întâlnit? Când am luat legământ cu Domnul Iisus la picioarele crucii. Toți am trecut pe acolo. Că legământul nostru cu Domnul Iisus, toți l-am făcut într-un singur loc, la picioarele crucii însângerate. Acolo când ne-am întâlnit cu Domnul Iisus, acolo când Domnul Iisus ne-a șters păcatele noastre, ne-a iertat păcatele noastre. Hristosul Lumii n-are cum să ierte păcatele. Hristosul Lumii, Cel care te lasă, te minte, de fapt, care e una din cântările frumoase, din cărțile noastre de cântări, lume negustor de rele, tu mă înșelași cu ele. Mi-ai promis de toate cele și mi-ai dat amar și jele. Ăsta e Hristosul Lumii. Te înșeală până la moarte. Lasă, lasă mâine. Vedeți, diavolul nu, el nu spune, nu contrazice Biblia 100%, însă nu credeți că diavolul e cu copite și cu coane, cum îl zugrăvesc unii. Diavolul e cel mai, a fost cel mai inteligent spirit pe care l-a creat Dumnezeu, dar care și-a pervertit inteligența în viclenie. Și de aceea Domnul Iisus ne învață în rugăciunea domnească, nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. E un duc rău, dar care mai are ceva, are viclenie. Și din viclenie ne înșeală pe noi oamenii să ne abatem de la calea aceasta frumoasă a mântuirii. Și apoi, vedeți, Hristosul Lumii. Hristosul Lumii până la moarte de minte și spune, așa e cum spune Biblia. Vine Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu, Apocalipsa 22, iar eu vin curând și răsplata mâine este cu mine să dau fiecăruia după faptele lui. Și așa este, cum spune în Biblie, dar mâine. Nu te pocăia, ești prea tânăr, mai ai copii de așezat, acum poate că ești prea bătrân, lasă că mai ai timp mai târziu, te pocăiești tu mai la bătrânețe. El asta face, amână, 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 până te trezești în pragul morții și spune, păi acum ce mai vii? Nu mai vezi, nu mai auzi, nu mai înțelegi, nici vezi de treabă cum te merge, poate mai mergi și tu. Ăsta e Hristosul Lumii. Dar Hristos și El viu și adevărat, Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, care am simțit cu toții dragostea Lui, că ne-a străpun sufletele noastre, altfel a lucrat în viața noastră. Și vedeți, de multe ori poate ne confruntăm cu toții de realitatea asta. În momentul în care te-ai întors la Domnul, lumea nu mai te înțelege. De exemplu, te întorci la Domnul. Și vrei să slujești pe Dumnezeu, așa cum e biserica noastră, cum a lăsat Evanghelia, pe care o slujim, pe care o sărutăm, pe care trebuie să ne fie nouă far și călăuză în biserica noastră. Și te întorci la Domnul, dar din clipa aceea poate ai avut prieteni. Din clipa aceea, prietenii care ai avut nu pot să-ți mai fie prieteni. Poate că au fost prieteni de pahar, prieteni de cârciumă, prieteni de discotecă, prieteni de afaceri, nu mai poate să-ți mai fie prieteni. Avem un frate care s-a întors de curând la Domnul și asta iarnă a fost la mormânt la Părintele Iosif. Și îmi spuneau frații că l-a sunat, lumea a fost patron, a avut afacerile lui, în felul lumii, Hristosul Lumii. Dar a venit o zi de Revelion, într-o noapte, când a trebuit să se întâlnească cu Domnul. Și acolo, fiind la mormânt, îl sună unul din prietenii lui de afaceri. Și spune, măi, Dănuțe, mi-e dor să aud, să mă întâlnesc cu cel care a fost odată și așa, și așa. Și ce-i spune? Și a murit omul ăla, nu mai este. Dacă vrei să-l cauți aici, nu mai este. Vedeți, până, de ce spune Cuvântul lui Dumnezeu că noi trebuie să murim față de lume, de Hristosul Lumii? Că dacă încă, vedeți că avem în noi pornirile astea, patimile, care le alimentează cel rău, care le udă, și mereu te întoarce la păcat. Diavolul, Domnul Iisus spune să rupem orice legătură cu ceea ce a fost înainte. Că știți unde atacă vrăjmașul? Unde am avut noi punctele cele mai slabe? Să nu știu, uitați un gând și o taină a Sfinților Părinți. Spun așa că cel rău nu cunoaște nici mintea și nici inima omului. Nu știe ce este. El nu e Dumnezeu. Nu ne-a făcut El pe noi. N-a participat cu nimic nici la sfințirea noastră, nici la mântuirea noastră. Dar vrăjmașul diavol este un foarte bun psihopedagog. Adică cum? El pândește. Și spune, a, ce-ți plac ție? Femeile? Femeile spun. Ce-ți plac ție? Drumurile spre cârciumă, spre păcat. Acolo îți fac. Acolo îți fac oameni ca să se ducă acolo. Și asta lucrează cel rău în felul lumii acesteia. Și dacă nu ne dezbărăm, vedeți, de apucăturile noastre vechi care le-am avut înainte, păi pe acolo vine vrăjmașul. Părintele Iosif în cartea Inima Omului. Să recitim mereu cărțile Părintelui și a fratelui Traian, că e mult adevăr și mult sfat pentru viața și lupta care avem de dus în oastea Domnului. Spune despre inima omului că e ca o cetate pe care caută să o cucerească doi stăpâni. Pe de o parte arată Părintele, Domnul Iisus, cu Biblia, cu Biserica, cu Sfintele Taine, cu lucrarea mântuirii. Dar pe de altă parte, l-arată și pe cel rău,
convine cu cele 7 păcate de moarte și cu toate stricăciunile lui ca să cucerească inima omului. Dar dacă pătrunde vrăjmașul, pătrunde pe acolo pe unde este locul mai slab. Unde are omul în viață slăbiciuni, pe acolo vine vrăjmașul. De aceea, fiecare ne știm în viața noastră punctele slabe. Ne știm când eram la Hristosul lumii și îl tămâiam. Și când poate umblam în felul Hristosului, nu spun despre tămâie, ferească Dumnezeu să nu înțeleagă cineva altceva. Că tămâiatul e cu țigara. Ăla este Hristosul lumii, tămâia celui rău. Vedeți câte și că vrăjmașul el face și el lucrarea lui. Dar acum să ne întoarcem la Domnul Iisus cel viu. Cel care mântuiește spune, de acum nu mai cunoaștem pe nimeni Hristos în felul lumii. Noi nu mai putem să umblăm după Hristos, sau știu, ar trebui să nu mai putem să umblăm după Hristosul lumii. Nu este ușor într-o lume, mai ales poate cei care au trecut de, să spun, de vreo 40 de ani, de 50 de ani, 60 de ani, poate le este mai ușor. Dar celor care trăiesc în vântoarea aceasta a lumii acestea, care are atâtea și atâtea capcane și atâtea ispite, nu le este ușor. De aceea spune, dacă am cunoscut pe Hristos, pe cineva în Hristosul lumii de acum nu mai cunoaște, ci numai pe o făptură nouă. Fratele Traian și Părintele Iosif a pus atât de mare apăs în oastea Domnului pe nașterea din nou. Pe schimbarea vieții noastre, pe transformarea care trebuie să o facă Duhul Sfânt în viața noastră. Poate că în viața celor mai mulți dintre noi, Dumnezeu a adus această lucrare. S-a făcut schimbarea, nașterea din nou, transformarea noastră prin puterea Duhului Sfânt. Dar cât de important este ca noi să veghem asupra a ceea ce Domnul a început în noi. Adică dacă Domnul s-a îndurat de noi să ne aducă la mântuire, noi trebuie să veghem că pe calea asta a mântuirii sunt atâtea ispite și atâtea primejdii care stau și pândesc. Nu vreau să fiu lung, suntem puțini și să ne împărtășim din dragostea lui Dumnezeu. Dar vedeți ce ne unește pe noi? De ce alergăm în țara asta unii la alții sute de kilometri? Cum spune Sfântul Pavel, dragostea lui Hristos ne strânge. Căci dacă n-ar fi în inimile noastre dragostea Domnului Iisus, n-am putea să stăm aici împreună. Dragostea Domnului Iisus ne face să ne vedem unii pe alții ca, cum spune o cântare din cărțile mari de cântări, zice, dragii frații și adunarea, rugăciunea și cântarea, împreună îngenunchiați, crezi că sânge, dar sunt frați. Vedeți cât de important este ca noi să vedem în fiecare frate pe Domnul Iisus cel viu. Pentru că asta este până la urmă. Sfântul Pavel se ruga, o copilașii mie pentru care supăr din nou durerile nașterii, până când Hristos va lua chip în voi. Ca Domnul Iisus să fie în ființa fiecare dintre noi și noi să vedem în fiecare frate chipul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Mă bucur că am putut în seara aceasta să stăm împreună câteva clipe aici, prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin dragostea lui Dumnezeu. Noi nu suntem oameni care, știu eu, când aude cineva de la București, nu prea este adunare în București, din păcate. Noi suntem la 47-50 de kilometri de București, suntem mai aproape de București, suntem de la țară. Și întotdeauna m-am simțit bine între oamenii simpli. Nu că am avut complexe, dar nu știu, am citit Cuvântul lui Dumnezeu, am citit viețile Sfinților și viața Părintele Iosif, suferințele, viața fratelui Traian, Domnul Iisus a simțit bine întotdeauna între cei simpli. De ce nu și-a ales Domnul Iisus ucenici dintre farisei, dintre mai mari lumii, dintre filozofii? Nu se simțea bine Domnul Iisus printre ei. De ce? Erau plini de ei. Ei erau plini de învățătura lor, erau plini de firea lor, erau plini de ceea ce erau ei. Și n-avea loc Domnul Iisus unde să toarne. Și de aceea Domnul s-a simțit bine între pescari, între oamenii simpli, într-o Betanie, acolo unde l-aștepta două surori amărâte cu un frate, care pentru ei Domnul Iisus era mai mult decât soare de pe cer că venea în casa lor. Vedeți, asta și între noi trebuie să fie dragoste. Chiar dacă trăim într-o vreme, cum spuneam în rugăciune, cu, așa cum spune Mântuitorul, că în vremea din urmă fărădelegea va crește și dragostea celor mai mult se va răci. Chiar dacă la oaste nu mai este dragostea care a fost. Mi-aduc aminte, când mă întâlneam cu un amărât de cel mai amărât frate, era un frate la noi, veneam București, acum în Suceava, numai de pe la Bucovina, de acolo, și frate nu prea vorbea nici bine el, dar pentru mine era cel mai scump frate.
Cu cel mai mărât, frate, înainte te bucurai ca și cum era cea mai mare comoară. Acum, dacă nu este nu știu ce nume, dacă nu aparține nu știu cărei facțiuni din noastră, nu te mai poți simți bine. Am ajuns să clasificăm dragostea fraților în funcție, știu de ce familie este. Nu e așa, frații mei. Vedeți, pe noi dragostea lui Dumnezeu ne-a dus la cruce. Ne-a dus la mântuire. Și nu putem în numele dragostei, zice Apostolul Pavel Tesalonicenilor, zice, pentru că nu au primit dragostea adevărului. Cât de importantă dragostea să fie adevărului. Dacă nu sunt unite una cu cealaltă, nu lucrează. Și vedeți cât de mult ar trebui să ne prețuim noi, frații pe care Domnul ne-a dat. Nu contează, că dintr-o parte, că dintr-alta, că sunt etichete puse, că sunt, și știm cu toții prin problemele prin care trecem în ziua de astăzi la oastea Domnului. Cu atât mai mult, cu atât mai mult trebuie să ne căutăm unii pe alții, să ne prețuim. Poate nu ne putem vedea, nu ne putem auzi, dar putem să facem un lucru unul pentru ceilalți. Putem să ne rugăm unii pentru alții. De la un capăt al celălalt al țării și al lumii, pe unde sunt frații de la oastea Domnului și numai, toți frații ortodoxi care sunt în Biserica Ortodoxă, să ne rugăm unii pentru alții. Și mai ales noi suntem, așa ne-a rânduit Dumnezeu, familia noastră duhovnicească, oastea Domnului. Aici ne-a trezit Dumnezeu pe noi. Aici ne-a așezat Dumnezeu pe noi. Trebuie să ne prețuim unii pe alții. Să ne iubim unii pe alții. Să ne purtăm unii pe alții înaintea lui Dumnezeu. E foarte ușor să pronunți cuvântul frate și soră. Dar cel mai greu este să simți ca pentru un frate și ca pentru o soră. Să simți cu adevărat această dragoste. Nu să o declar decât. Că declarațiile sunt foarte ieftine să le faci. Vedeți, noi în adunare putem fi frați cu toți frați. Ne dăm mâna, ne cunoaștem, dar prieteni cu puțin suntem. Nu știu cât reușim să devenim cu adevărat frați și prieteni în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus, în Evanghelia Sfântului Ioan, spune ucenicilor săi, nu vă mai numesc de acum slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul, ci vă numesc prietenii mei. Și închei cu, vedeți, cât de mult înseamnă prietenia Domnului Iisus, cum spune cântarea, un prieten bun pe care vieții mei fost Iisuse preiubit. Spune că, mă auzit-o pe la frații de la Berești, de la Suceava, odată erau doi buni camarazi. Se iubeau atât de mult. Ei, tainele unii celor unuia și a celorlalte era una. Își știau toate intimitățile lor. Tot ceea ce era unul era și celălalt. Și a venit o vreme de război în țara lor. Și a concentrat pe amândoi și a trimis pe linia întâi. Și acum, unul dintre ei a făcut acolo o faptă pasibilă de condamnare în fața curții marțiale. Și după ce l-a condamnat, i-a spus judecătorul așa. Ce doresc să-ți fac? Orice om care este condamnat la moarte mai are, zice, libertatea să-și aleagă o ultimă dorință. Și a spus, domnule colonel, vă rog frumos dați-mi voie să mă duc o singură dată să-mi îmbrățișez soția și copiii și apoi să vin aici să mă omorâți în fața plutonului de execuție. Și spune, bine, dar noi îți dăm drumul, dar ce siguranță avem noi că tu te mai întorci? Cine garantează că tu mai vii aici în fața plutonului de execuție? Cum putem noi? Și atunci prietenul i-a spus, domnule comandant, merg eu în locul lui. Rămân eu garant în locul lui, el să se ducă, să-și împlinească ultima lui dorință. Și a spus, deci cum, dar tu ai așa încredere, crezi că ăsta o să mai fie în stare, îți va înșela așteptările, o să plece, nu o să vină și o să fii tu executat în locul lui. Și a spus, nu, eu-l cunosc pe prietenul meu, eu știu cine este prietenul meu. Eu mă încred în prietenul meu. Și a spus, bine, dacă alegi tu așa, e problema ta. Și a plecat bietul frate, bietul om care era condamnat. Și s-a dus. Și parcă toate erau împotrivă. Trenurile întârziau. Drumul era înfundat. El trebuia să ajungă la o anumită zi, la o anumită oră când să fie acolo. Altul era executat prietenul lui în locul lui. În sfârșit a ajuns acasă și a salutat soția. A spus, este ultima îmbrățișare care ți-o dau. Este pentru ultima dată când te văd și va trebui să fiu dus în fața morții. Și acum într-un suflet vrea să se întoarcă înapoi. Dar parcă tot așa, toate erau împotrivă. Toate întârziau, parcă toate stăteau împotrivă să nu ajungă la vreme. Și spune condamnatul prietenului celui care trebuia să fie condamnat. Și ai văzut că te-a înșelat? Ai văzut cât de lipsit de minte ai fost să te încrezi într-un om? Ai spus că e prietenul tău, acum tu vei fi ucis. Tu vei fi pus în fața plutonului de execuție și îl va trăi bine mersi viața în continuare. Și a spus, domnule comandant, prietenul meu nu mă înșeală. Ce a promis va face? Păi uite, s-a apropie ora.
Și atunci când era aproape să pregătească plutonul de execuție, pe cine îl vede venind într-un suflet? Pe prietenul scump. Și atunci spune, într-un suflet alergat, i-a căzut pe drumajii lui, acelui care s-a pus garant pentru el, l-a îmbrățișat și i-a mulțumit. Și atunci comandantul, când i-a văzut credința și unuia și dragostea celuilalt, a spus, pentru fapta aceasta vă iert și pe unul și pe celălalt. Asta înseamnă prietenia Domnului Iisus. Domnul Iisus, când ne promite ceva, El se ține de cuvânt. Și dragostea, vezi, așa trebuie să fie între noi. Așa poate că așa am cunoscut astea Domnului. Și așa trebuie să rămână. Dragoste puternică pentru... Mă iertați dacă am vorbit mult. Rugăm pe Domnul Iisus să ne dea tuturora cunoștința Lui, dragostea Lui, umblarea cu El pe acest pământ și cel mai scump lucru. Aici vom pleca. De aici vom pleca cu siguranță. Nimeni n-a rămas cât de mare a fost, cât de puternic, cât de înțelept, cât de cunoscător a fost a cuvântului sau a ceea ce înseamnă adevărul lui Dumnezeu, tot a plecat odată. Cel mai mare lucru să ajungem cu toți în cer. Să fim acolo unde Domnul Iisus ne-a promis cu siguranță că El se duce la Tatăl și ne pregătește fiecare dintre noi un loc să fim acolo. Acolo să cântăm cântarea cea nouă împreună cu Sfinții lui Dumnezeu. Aia e cea mai mare dorință noastră. Pentru asta ne-am angajat în oastea Domnului. Pentru asta am făcut legământ cu Dumnezeu. Nu pentru o vreme ca să cântăm, să ne bucurăm, să zic de multe ori, zice, da, nu sunt în lume, dar prea nu. Am venit aici ca să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Și răsplata cea mai mare pentru cer nu este nici raiul, nici străzile de aur. Cea mai mare răsplata noastră este să fim cu Domnul Iisus. Căci dacă avem dorința aceasta și gândul acesta, asta e cea mai mare bucurie a sufletului. Că așa încheie Sfântul Pavel Tesalonicenilor la apostolul care se citește la fiecare mormântare și astfel totdeauna vom fi cu Domnul. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.